Bun găsit, stimați prieteni ai emisiunilor de la studioul UZPR TV. Venim și astăzi cu o emisiune de la filiala Tudor Arghezi din Craiova, așa cum v-am obișnuit în ultimii 2 ani. De data aceasta este o emisiune despre o personalitate a exilului românesc și anume despre Monica Lovinescu. De fapt, pornește de la un șir de activități pe care filiala Tudor Arghezi, Dolj, a UZFR, împreună cu filiala Oltenia a Uniunii Scriitorilor din România, le organizează într-o omagiere a exilului românesc și pentru aducerea acasă a unora dintre creațiile oamenilor care au fost în exil. Am început cu Monica Lovinescu pentru că se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa. Au fost o serie de activități la Craiova și la Crușeț în Gorj. Vor fi detaliate pe parcursul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Am să vă spun că am realizat emisiunea împreună cu domnul Ion Lascu, președintele filialei USR Oltenia, și cu Mihaela Albu, membră a ambelor filiale, care s-au organizat de invitarea unor oaspeți bucureșteni. Unele dintre filmări aparțin lui Gheorghe Catană, membru și el al filialei noastre. De fapt, eu am să vă prezint de acum, de la început, pe cei invitați la emisiune, urmând ca pe parcurs dumneavoastră să îi priviți și să îi ascultați. Va fi prezent mai întâi domnul Ion Lascu, președintele filialei, vă spuneam, a Uniunii Scriitorilor, care va vorbi despre literatura Monicăi Lovinescu. Tot considerația asupra literaturii protagonistei emisiunilor de la Radio Europa Liberă din alte vremuri va face și scriitorul Dan Angelescu. Apoi vom intra în colocviile propriu-zise, în secvențe ale colocviilor. Mihaela Albu va face o trecere în revistă a desfășurării primei ediții a colocviilor de literatură și jurnalism al exilului. Apoi îi vom asculta pe câțiva oaspeți bucureșteni și în ordine vor fi Marina Dumitrescu de la Radio România, apoi Doina Jela, cunoscuta cercetătoare care s-a ocupat de activitatea Monicăi Lovinescu, și distinsul intelectual, istoric și jurnalist de prestigiu, la 94 de ani ai săi, Dinu Zamfirescu, cel care a lucrat multă vreme pentru BBC, dar a și colaborat cu Monica Lovinescu. Cam acestea ar fi datele emisiunii pe care dumneavoastră o veți urmări. Nu rămâne decât să vă urez vizionare plăcută. Voi vorbi mai mult despre literatura Monicăi Lovinescu, pentru că am observat că la colocviile pe care le-am organizat și le-am desfășurat în zilele de 3 și 4 noiembrie la Craiova, s-a vorbit mai puțin despre literatura Monicăi Lovinescu și mai mult despre personalitatea ei ca om de radio și sigur ca om important, figură importantă din exilul românesc. Din punct de vedere al scrierilor literare, Monica Lovinescu este cunoscută prin două realizări. Una din ele este seria volumelor de unde scurte, care cuprinde 6 volume, după informațiile pe care le am, și a doua se referă la jurnalul pe care Monica Lovinescu l-a realizat la cererea editurii Humanitas și la insistențele lui Gavril Ilicianu.
În ceea ce privește volumele de unde scurte, și voi pune accentul mai mult pe volumul 5, care se intitulează Pragul unde scurte 5, apărut în 1995, deci în ceea ce privește această serie, acest serial, trebuie să ne gândim și este firesc să o facem că apariția volumelor se întinde pe mai mulți ani. Cele cinci volume de unde scurte înglobează cronici și comentarii difuzate pe undele radiodifuziunii franceze și ale Europei Libere între, atenție, anii 1961 și 1989, în emisiunile cunoscute de noi, deși le ascultam, să spun așa, în clandestinitate, și apreciate în același timp. Este vorba de Teze și antiteze la Paris și de actualitatea culturală românească. Întregul material care este cuprins în aceste volume de unde scurte are o cronologie și o implicare autorială prin referirile inerente, această implicare despre ea vorbesc acum, referirile inerente la situația politică din țară. Este vorba de contextul de manifestare a fenomenelor și evenimentelor culturale românești din perioada pe care am menționat-o. Sunt de asemenea inevitabile referirile constante la dimensiunea, la personalitatea scriitorului în acea perioadă, care era dominată ideologic de Partidul Comunist, așa cum bine se știe. Deci, personalitatea scriitorului, și anume, se făceau referințe directe la dimensiunea etică a scriitorului și la climatul de interdicție, de opresiune, să spunem, care viza înregimentarea ideologică, pentru că asupra scriitorilor se făceau presiuni în ceea ce privește politica culturală și literară a Partidului Comunist și li se cerea să înregimenteze ideologic, adică să scrie conform unor directive și conform unor indicații privind, să zic, sursele de inspirație, privind domeniile, privind anumite personalități, personaje din acea perioadă. Ca urmare, esteticul, pentru că el există fără îndoială în acele cronici și intervenții radiofonice ale Monicăi Lovinescu, deci esteticul este pus obligatoriu în relație cu politicul și cu eticul, ajungându-se astfel la, e o sintagmă bine cunoscută în ce privește personalitatea Monicăi Lovinescu, ajungându-se la o est etică. Este o liniuță, o cratimă între est și etică, cele două părți care compun acest cuvânt până la urmă. Implicarea etică a scriitorilor a fost neîndoielnic de mare importanță atâta vreme cât, în cazurile extreme și nu tocmai puține, a condus ori la servirea față de regimul totalitar, ori la tăcere și la disidență. Cei care nu doreau și nu acceptau să scrie, ori au devenit disidenți cu timpul, bineînțeles, ori nu au scris, au refuzat să scrie și avem de câteva cazuri. Dacă cea din tâi postură a constituit premisa nemijlocită a producerii unei maculaturi encomiastice, cum se știe bine, fie în contextul realismului socialist, fie în cel al neorealismului preconizat de Nicolae Ceaușescu, cea de-a doua ipostază a fost totdeauna generatoare a unei literaturi direct implicate, fățiși protestatare, critice și de contestare a societății socialiste. În ceea ce privește volumul 5 de unde scurte, Pragul, el are și un element de noutate prin inserarea în ultima parte a unui jurnal indirect. Monica Lovinescu nu-și mai cenzurează notațiile personale independente de cronici privitoare la evenimentele derulate mai cu seamă în a doua jumătate a fierbintelui an 1989. Așa sunt consemnate. Destul de succint, firește, pentru că acel jurnal indirect nu este foarte întins.
Momente din febrilă activitate a diasporei românești pentru sprijinirea disidenților și a protestatarilor din țară, pentru că au existat astfel de protestatari, în ciuda unor informații pe atunci momentane că poporul român ar fi fost pasiv și nu ar fi opus nicio rezistență regimului totalitar. Sigur că se referă în special la, în ceea ce privește, să zicem, tezele Monică Lovinescu. Există și o antiteză referitoare sau, dacă ne gândim la situația din țară și la atitudinea unui scriitor, anume, între ghilimele, antiteza pe care a furnizat-o Mircea Dinescu și odată cu interviul acordat ziarului de stânga francez Libération. Acest interviu este comentat în acel jurnal destul de pe larg și de asemenea sigur că sunt referințe în acel jurnal la alte personalități care au fost în opoziție, precum Andrei Pleșu, Dan Petrescu, iar în străinătate sunt referințe la Mircea Iorgulescu și la Dinu Flămând. Și de asemenea vorbește ea în acel jurnal despre îndrăzneața, curajoasa revenire în țară a lui Dan Hăuliță din străinătate. Vreau să mai spun că în acel volum sunt consemnate operele și de asemenea sunt prezente personalitățile mai multor scriitori din perioada respectivă, din străinătate și din țară, din străinătate Vintilă Horea, în special, iar din țară, Neștain Hart, Mircea Zaciu, Octavian Pală, Constantin Noica, Constantin Tsoiu, Ileana Mălăncioiu, Ana Blandiana, Ștefan Lupașcu, care era de asemenea în diaspora, Mircea Eliade la fel, Mircea Iorgulescu tot la fel, Bedros Horasangian, Cristian Teodorescu, Hannibal Stănciulescu, scriitori obzeciști care trăiau în țară, Augustin Buzura, Sorin Titel, Daniel Vighi, Adriana Bitel, Valeriu Crista, Răzvan Petrescu și alții. În sfârșit, acest volum de 5, Pragul din Unde Scurte, conține materiale scrise cu sufletul la gură. Era participativă Monica Lovinescu și când expunea la Radio France sau la Europa Liberă și când scria. Deci n-aș spune că există o diferență, o discrepanță între personalitatea care vorbește în fața unui microfon și personalitatea care scrie. Deci ele, materialele sunt scrise cu sufletul la gură și acest lucru se simte și în context, dar și în subtext, în jurnalul direct. Aș mai adăuga câteva cuvinte despre jurnal. Jurnal care a fost scris pe calculator, iar Monica Lovinescu acuză această servitute oarecum, pentru că din punct de vedere tehnic ea nu stăpânea calculatorul atunci când a început să scrie și se plânge de dificultățile pe care le întâmpina. Cum am spus, acest jurnal este scris la îndemnul editurii Humanitas al lui Gabriel Liceanu. Depune mărturie despre vremile de atunci, mediatizate și prezentate obiectiv, spunem noi, în actualitatea românească și în teze și antiteze la Paris, dar și a perioadei ulterioare. Jurnalul îi se pare autoare, aici vorbim despre acea servitute la care îi se punea că este supusă, îi se pare autoare, citesc, destul de plicticos, sălbatic și inutil. Un text care se încăpățânează, este un termen care îi aparține, să consemneze tot felul de mărunțișuri, altă sintagmă care îi aparține. Din mărunțiș în mărunțiș, însă Monica Lovinescu a ajuns la al patrulea, apoi la al cincilea volum al jurnalului său, al patrulea în 1994-95, perioada respectivă era consemnată acolo, celelalte dinaintea lui, 81-84 este prima perioadă, apoi a doua 85-88 și a treia 90-92, toate au fost normal publicate la Humanitas în 2002, 2003, 2004, serialul fiind anunțat de fapt în 6 volume.
În luna noiembrie a acestei toamne, personalitatea și existența literară a Monicăi Lovinescu deveneau subiect principal în dezbaterile colocviilor de la Craiova și Crușeț, o admirabilă manifestare dedicată readucerii în vizibilul public a literaturii și jurnalismului din exilul românesc. În istoria critică a literaturii române, datorată lui Nicolae Manolescu, se consideră că prezența autoarei seismogramelor la microfonul Europei Libere a fost unul din factorii esențiale ai renașterii literaturii noastre pe fondul destalinizării răsăritului. Iar implicarea ei morală în afirmarea literaturii române din anii 60-80 constituie lucru cel mai important pentru întreaga evoluție a literaturii române în cea de-a doua jumătate a veacului 20. Inițierea colocviilor craiovene, datorată Mihaelei Albu, s-a întemeiat și pe constatarea că totuși, după mai bine de 3 decenii de la pretinsa despărțire de comunism, nici scrierile Monicăi Lovinescu și nici valorosul tezaur al literaturii și publicisticii exilului românesc nu au determinat în actuala noastră existență literară schimbări esențiale de perspectivă. Analizele, reflexiile, dezbaterile și concluziile ce ar fi fost normal să capete un contur limpede au rămas o simplă promisiune neonorată. Ca și înainte de 89, continuă să se ignore faptul că exilul românesc a dobândit dimensiuni de componentă a unei istorii literare, dar nu numai. Pentru autorii și cărțile exilului se mențin tacit aceleași statuturi de mereu exilați, atât de către istoriile literare, cât și de orice strategie educațională. Particularitățile lingvistice și estetice ale literaturii și publicisticii din exil, ca și singularele experiențe politice și culturale din care acest fenomen unic în Europa și-a extras determinările, rămân tot în afara preocupărilor de cercetare, studiu și clasificări științifice. Vălul de impenetrabilă tăcere, atitudinea de respingere și voită ignorare dinainte de 89 se mențin cu evidentă și chiar ostentativă obstinație. În ceea ce privește opera Monicăi Lovinescu, aceasta a fost gândită ca un răspuns adecvat la monstruozitatea experimentelor instrumentate de utopia bolșevică asupra României și a românilor. Principalul mesaj se configurează și ca un îndemn: să nu uităm, să nu uităm împreună. De unde și stringenta lui actualitate? În mereu manipulabilul nostru prezent post-decembrist, el induce un stenic aflux de energie intelectuală ce propune lucida soluție a unei imperios necesare terapii a memoriei, pentru că numai memoria, ni se spune, este în măsură să redea unei societăți peste care a domnit totalitarismul o respirație normală, o quasi normală. Dintr-o asemenea înțelegere, Monica Lovinescu punea în circulație și memorabila sintagmă a unei estetici a neuitării. În ea se concentrează filozofia gravă a unui sud-est european, ca parte mereu nefericită a tuturor istoriilor dintr-un teritoriu veșnic abandonat, trădat, vândut, desconsiderat, unde tot ceea ce s-a petrecut ori nu s-a petrecut poartă amprenta celor ce au trăit aici și a modului în care ei au putut gândi și înțelege atât timpurile cât și istoria. Destinul mai necuruțător ca oriunde, pentru estetica neuitării, nu va însemna altceva decât strădanie și luptă acerbă pentru fiecare fărâmă de adevăr, precum și o privire mereu ațintită asupra suferințelor dintr-o patrie distrusă, material și spiritual, de totalitarism, dar și demantelarea falacioaselor proiecții răspândite în lume de utopia comunistă. Analizele, luciditatea, valoarea și forța de adevăr a scrierilor Monicăi Lovinescu par să coincidă cu ceea ce la Paul Valéry fusese imaginat cândva ca supremă serbare a intelectului. În același timp însă, derapajul aberant al vremurilor trăite și denunțate de ea trimite mai degrabă la imaginea delirantă de mari prăbușiri ale intelectului, amintind partea întunecată din suprarealismul lui André Breton.
Monica Lovinescu și a mamei sale, profesoare Caterina Bălăcioi-Lovinescu, la Craiova și Crușeț, s-a desfășurat în zilele de 3 și 4 noiembrie anul curent. De ce Craiova și mai ales de ce Crușeț? Aș putea afirma că o idee pe care însăși Monica Lovinescu mi-a sugerat-o cu mulți ani în urmă, când i-am citit prima dată memoriile, a fost aceea de a pune pe harta culturală a țării noastre un loc mai puțin cunoscut, Crușețul, o comună gorjană la granița cu Dolșul. Cunoscuta jurnalistă de la Europa Liberă scria la un moment dat că singurele locuri din România de care este dor sunt Mangalia și Crușeț. De ce comuna din Gorj, știind fiind că Lovineștii își au obârșia în Moldova? Pentru că, pe linie maternă, Monica venea din această zonă, pentru că mama sa, Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu, se născuse acolo, pentru că acelea au fost locurile copilăriei fiicei sale. Și atunci mi-am pus întrebarea, cum s-ar putea aduce în atenție, în plan cultural, zona aceasta din sudul țării? Prin organizarea unui festival, cum l-am gândit inițial, al unor colocvii care să se perpetueze și în anii următori, având sprijinul Muzeului Exilului Românesc și al Bibliotecii Aman din Craiova, al Uniunii Scriitorilor, al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, filiale din Craiova, al editurii AIUS și al Asociației Culturale Carmina Balcanica. Și astfel, timp de două zile la Craiova, unde, repet, s-a constituit Muzeul Exilului Românesc și Comuna Crușeț, din Gorj, s-au desfășurat întâlniri cu publicul al unor oaspeți din București, dar și al unor reprezentanți locali care au avut în atenție personalitatea Monicăi Lovinescu și îndeosebi activitatea sa pe plan literar și jurnalistic. Îi vă aminti în primul rând pe cei sosiți din București, și anume istoricul Dinu Zamfirescu, care a evocat colaborarea sa cu Monica Lovinescu în emisiunile de radio, unul la BBC, celălalt la Europa Liberă, apoi Marina Dumitrescu, realizator radio, care a prezentat lucrarea Radio Cultura, un scop atins, despre corespondența, oralitate, scriere în viața și cariera Monicăi Lovinescu. Și nu în ultimul rând, Doina Jela. De altfel, punctul principal al manifestării de la Craiova a fost lansarea ediției a treia a volumului său, Această dragoste care ne leagă, dedicat memoriei Caterinei Bălăcioiu, carte care face cunoscute cititorilor suferința acesteia în închisorile comuniste, dar mai ales noblețea și tăria de caracter, dublate de dragostea puternică pentru fiica sa. Ca o adevărată eroină de tragedia antică, Ecaterina Bălăcioiu a preferat să moară decât să-și trădeze convingerile anticomuniste, a preferat să moară pentru ca Monica să trăiască în libertate. Cum știm acum, cum se arată în carte, mama a refuzat să-și cheme fiica în țară, așa cum insistau cei de la securitate, știind desigur că aceasta ar fi fost imediat arestată. A doua zi, colocviile au continuat la Crușeț, unde primăria și școala gimnazială, conduse de Doru Godeanu și respectiv Irina Godeanu, ajutați permanent de Ramona Dedelcu din partea primăriei, au fost gazde primitoare în sala neîncăpătoare a noii și moderni școli din Crușeț. Un moment inedit, plin de culoare, l-a reprezentat și programul artistic cu piese folclorice tradiționale, reprezentative pentru zona Crușeț, susținut de elevi ai școlii. Tot la Crușeț, programul, sigur, a inclus deopotrivă evocarea Monicăi Lovinescu, dar și a Ecaterinei Bălăcioiu, nu numai de către invitați, dar și de către profesorul Nicolae Nicola, acesta realizând cercetări asidue referitoare la zona Crușeț în vederea unei ample monografii. Desigur, volumul 2 Nejola a constituit și aici un punct important din program. A urmat o vizită în locurile unde odinioară fusese conacul și moșia familiei Bălăcioiu, care s-a încheiat cu un popas la cimitirul satului și cu o slujbă de pomenire a celor din familia Monicăi Lovinescu. A fost doar un început. Anul viitor, când se vor sărbători 100 de ani de la nașterea jurnalistei. Aceste întâlniri culturale vor avea un și mai mare impact, iar Crușețul se va înscrie cu siguranță pe harta culturală a țării, cu atât mai mult cu cât se vor face demersuri pentru ca școala să poarte numele Monicăi Lovinescu. O bursă pentru cel mai meritos elev promisă de Consiliul Județean, care să poarte de asemenea numele jurnalistei și al mamei sale, se înscrie printre proiectele care vor contribui la aceasta. Un sprijin promis va fi din partea Consiliului Județean Gorj,
al domnului Gheorghe Nichifor, vicepreședintele Consiliului. Și astfel, dacă Virgilie Runca cerea să nu uităm, să nu uităm împreună, iar Monica Lovinescu scria despre datoria de memorie, colocviile organizate anul acesta și în viitor vor avea menirea de a readuce în atenția generației de astăzi personalitatea Monicăi Lovinescu și a profesoarei Caterina Bălăcioiu Lovinescu. Toți cei care am pus sau vom pune priceperea și sufletul în realizarea unor manifestări culturale de și mai mare amplitudine, vom încerca să demonstrăm, preluând de altfel de asemenea cuvintele Monicăi Lovinescu, că dacă am reușit să transmitem această obsesie a aducerea minte câtorva dintre cei ce vor rămâne după noi, totul a avut un sens. Am citat din cuvintele Monicăi Lovinescu, căreia, așa cum spuneam, i-am dedicat în zile de 3 și 4 noiembrie la Craiova și Crușeț momente de evocare pline de interes pentru publicul care a participat. Până la Revoluție, românii o cunoșteau pe Monica Lovinescu doar ca voce, o voce ascultată cu sfințenie pe furiș în emisiunile săptămânale de la Paris, captate cu riscuri pe unde scurte într-un colț de apartament. Glasul acela emana libertate, libertate de gândire, libertate de exprimare, libertatea criteriilor solide a informației de calitate, dar și a eleganței. La vremea respectivă însă, noi cei de dincoace de cortina de fier nu aveam nici cum și nu aveam nici timp să aflăm mai multe despre Monica Lovinescu, ca om de cultură, ca profesionist, ca persoană. Nu erau condiții pentru a analiza background-ul acelei carismatice rostiri la microfon. Istoria ne hăituia, iar Monica Lovinescu știa foarte bine acest lucru, precum știa că ne poate fi de folos prin gestionarea atât de elevată a microfonului de radio. După Revoluție, lucrurile s-au schimbat. Legendara voce se întrupa. Din misterul studioului parizian apărea în carne și oase printre noi, întâmpinând cele mai exigente așteptări din partea publicului românesc. Seria cărților publicate, interviurile, arhiva radiofonică digitalizată mai nou de pe podcastul Europei Libere, și o să revin, prezențele publice ne-au ajutat să o înțelegem în toată complexitatea pe Monica Lovinescu și să constatăm, între altele, că arta vorbirii sale și arta scrierii erau complementare. De altfel, tema pe care am propus-o aici se numește Scriere și oralitate în viața și creația Monicăi Lovinescu, ca să înțelegeți puțin cum le lucrurile. Atunci descopeream bună oară că în cei mai aprici ani 80, când noi îi sorbeam glasul pe unde scurte, ea ținea cu asiduitate pentru sertar și un jurnal al societății românești oprimate de regimul comunist. Jurnal care ajunge până în anul 2000. De asemenea, aflam că în perioada exilului colaborase cu numeroase publicații ale diasporei, că tradusese literatură română în franceză, că scrisese un roman de sertar, multă vreme cuvântul din cuvinte. Aflam așadar că existase constant în penumbră scrisul. Ceea ce consider definitoriu în privința raportului între scriere și oralitate în cazul Monicăi Lovinescu este caracterul lor interșanjabil, adică perfect echilibrat calitativ, reversibil, dacă vreți. Ambele registre, la fel de riguroase, la fel de atent, strunite de către autoare. În septembrie 1947, când părăsea România, Monica Lovinescu era prin excelență un om al scrisului. Absolvise literele, publicase destul de mult în presa vremii, scria deja proză, poezie și jurnal încă din adolescență, era critic teatral și traducătoare in nuce. Obținuse o bursă doctorală la Paris pentru a pleca din țară, vizând cel mai probabil o carieră academică sau de scriitoare. Foarte curând însă, mersul istoriei avea să o deturneze de la proiectul studiilor avansate spre autoexilul implicat, pe care l-a practicat ca pe o religie toată viața. Astfel, lua contact cu radioul ca mijloc de comunicare în masă, mass media, întâi la radiodifuziunea franceză, apoi la Radio Europa Liberă. Astfel își începea cariera de jurnalist cultural pe calea undelor. Știm bine cu toții, în anii 50-60, radioul era practic echivalentul noilor tehnologii ale comunicării de astăzi.
Ne e greu să imaginăm sau să ne gândim așa, dar așa era. Un instrument media destinat publicului foarte larg, singurul cu impact internațional, deja testat în timpul celui de-al doilea război mondial. Televiziunea se afla încă la începuturi, alte mijloace mai performante nu apăruseră în mod evident. De la bun început, Monica Lovinescu intuiește potențialul uriaș al acestui canal de comunicare, descoperindu-și totodată vocația pentru o asemenea platformă. Aș menționa aici o formulă la care țin foarte mult, utilizată cândva într-o conferință despre libertatea presei. Persoana de dincoace de tehnologie în mass media contemporane. Este vorba despre importanța conștiinței celui sau celei care optează pentru o manieră sau alta de a folosi un instrument de comunicare de mare impact. Monica Lovinescu ilustrează din plin pertinența acestei sintagme, după cum reiese și din următorul pasaj pe care îl găsim la pagina 375 a Memoriilor. O voi cita și în cuvinte pe Monica Lovinescu, de aceea, mă rog, se va prelungi un pic intervenția mea, dar nu mult, nu vă temeți. Scrie așa: mă aflu la Paris în anii 60. Din 1947, când am sosit aici și până acum, s-au schimbat câteva fapte și situații determinante. M-am căsătorit cu Virgilie Runca, mi-a murit mama în închisoare și nu mai țin jurnal. E vorba de jurnalul de tinerețe. Refuz cu îndărătnicie orice narcisism, inclusiv pe cel al Jelaniei. Mă întorc spre semeni și mi-i fixez drept unic orizont. Nu din cine știe ce creștinească vocație, ci pentru a scăpa de mine. Mama s-a lăsat ucisă ca să fiu eu liberă, îi datorez această solidaritate cu victimele. Fuga de propria mea imagine mai are o motivație. După ceea ce s-a întâmplat, cum să mă mai bucur cu nesați de muzică, de literatură, de artă, dar cum să renunț la ele? Printr-un singur mijloc, să le împărtășesc. Oralitatea lucrătorului la radio. Dacă am înțeles bine, ați dedus probabil că Monica Lovinescu vorbea liber în fața microfonului. Toate cronicile Monicăi Lovinescu sunt întâi scrise pe hârtie. Da, toate cronicele de la radio sunt scrise pe hârtie și acolo le citește. Ceea ce da, face... Totul se scrie la radio. Da, emisiunile celelalte de la Viteză și Antiteză erau vorbite. Erau vorbite și erau... Cred că de unde îi vine ei această forță extraordinară este exact ceea ce spuneam. Pentru mine este o obsesie. Ceea ce este important la ei este credibilitatea. Noi suntem într-o criză îngrozitoare de credibilitate și fără această credibilitate nimic nu se coagulează în jurul a nimic. Decât când ai un proiect așa în jurul cuiva ca Monica Lovinescu, toată lumea sare să te ajute că da, ea a fost cine a fost. Din păcate, misiunea asta de transmitere pe care numai cine este interfață cu niște oameni tineri, numai acela poate să facă transmiterea asta. În legătură cu scrisorile Monicăi Lovinescu către mama ei, au existat și trebuie să fiu extraordinar de onestă ca de câte ori mă înșel într-o privință și cred că toți trebuie să fim așa, să facem în așa fel, notele astea au și rolul ăsta, să ne amendăm peste ani și să rămână acolo, că cel puțin, să rămână acolo, că cel puțin până în acest moment, asta știu. Până la un moment dat, pentru această a treia ediție, am făcut cercetări, pentru că atunci când s-au publicat scrisorile mamei către ea, s-a spus, ar trebui plecat pe urmele familiei. Și am avut un an ca să fac ediția asta și am plecat pe urmele familiei și l-am găsit, grație unor colegi, încă o dată, în jurul proiectului ăsta se adună lume, grație unui coleg care lucrează acum în Sebeș,
a căutat familia surorii Azota a lui a Ecaterinei Bălăcioiu Lovinescu și l-a găsit pe fiu, care este un domn, e un medic, îl cheamă Mureșan, Liviu Mureșan, și el este fiul verișoarei pe care Monica a rugat-o să ia scrisorile, că securitatea voise să-i le dea. Și după Revoluție, verișoara aia mărturisit că nu, ca la vremea respectivă, nu a avut curajul să se ducă la securitate să ia nimic. Bun. Și atunci autoarea, Astrid Cambozie, autoarea acestei antologii, a spus: trebuie să vedem dacă sunt acolo. Părerea mea era că n-aveau cum să fie acolo, pentru că Monica a venit în 90 până în 97, când n-a mai putut veni, a venit în fiecare an în țară. Era imposibil ca verișoara ei să nu îi le dea. Era ceva foarte important, era imposibil să nu îi le dea. Dar am zis, hai totuși să căutăm. Și am zis, atunci, și am zis acolo în nota de subsol, înseamnă că securitatea le-a distrus fără niciun scrupul. Revin asupra acestei chestii pe care n-am scris-o nicăieri, că nu mai aveam unde, și spun, dacă s-a găsit la o agenție de asta de licitație, de lucruri de artă, portretul despre care știu precis că scrie, se spune în scrisori, că a fost confiscat din casa Ecaterinei Bălăcioiu Lovinescu, portretul Monicăi s-a vândut la licitație acum 10 ani. La o licitație de asta de manuscrise nu este exclus, zic, uneori să mai... nu este exclus ca peste 10-12 ani să ne trezim că scrisorile Monicăi către mama ei se vând la licitație și cum democrația păstrează secretul și deținătorului și celui care vinde și celui care cumpără, nu o să știm niciodată, așa cum se vând manuscrisele lui Cioran, cum se vând manuscrisele lui Enescu. Da, se pot vinde și scrisorile astea și să nu știm nici cine, nici cui le vinde. O să aflăm că s-au vândut. Deci, ce am spus acolo, că cred că sunt... Așa, s-ar putea să nu fie, s-ar putea să existe la un securist deștept și să le vândă el. Am cunoscut-o pe Monica Lovinescu înainte de a o cunoaște. Adică, în anii 50, la Radio Paris, auzeam o voce care era total diferită de alte voci ale anumitor posturi care emiteau în limba română din străinătate și care ne țineau trează o speranță. Și a fost una din speranțele principale pentru noi, mulți dintre noi, care am trăit în acele vremuri. Am cunoscut-o pe Monica Lovinescu la Paris, când am ajuns și eu în exilul parizian, destul de târziu, prin 1973, și am cunoscut-o în ce fel? În primul rând, m-am prezentat, că vrem să ne cunoaștem, să-i spun despre cum este percepută în țară, de altfel știa foarte bine, atât pe ei, cât și soțul ei, Virgilie Runca. Am fost la ei acasă, o casă plină de cărți și de discuri. Erau mari amatori de muzică. Și, în fine, a început o întreagă discuție, mai ales despre oameni cunoscuți de unii și de alții. Vorbeam mult despre Mihail Fărcășanu, care fusese cândva președinte al Tineretului Național Liberal și cu care Virgilie Runca era foarte apropiat. Dar, vorbind despre Monica Lovinescu, la început a fost unele, să-i spunem, colaborări, adică spuneam, domne, sunt anumite lucruri care s-ar putea spune. Ea era la Europa Liberă și Europa Liberă nu le spune. Ei zice, da, trebuie să recunosc că ai dreptate.
pentru că, într-adevăr, anumite lucruri nu se dau la Europa Liberă. Și în funcție de asta, una dintre primele colaborări, eu între timp ajunsesem corespondent al postului de radio BBC, secția română, la Paris, și am, în fine, sigur că dădeam informații care veneau și din țară, foarte multe, și am spunea, zice, dragă, eu primesc anumite lucruri care nu mi le dau oamenii noștri de la Europa Liberă. Zice, cred că dumneata e mai multă ușurință la BBC să le poți trece pentru că cred că trebuie să le cunoască oamenii din țară. Și într-adevăr, unul dintre primele documente a fost scrisoarea celor șase pe care postul de radio Europa Liberă nu l-a dorit. Evident, am primit textul, am vorbit cu directorul postului de la Londra, cu domnul Mititelu, și zice, da, domnule, am auzit de asta, dar nu știm nimic despre textul. Păi zic, am textul. Păi atunci ce mai aștept? Dă-i drumul. Și în sfârșit am fost primul care... După care, evident, Europa Liberă a reluat textul după două zile. Dar, mă rog, asta se mai întâmplă în presă. Pe Mărica Lubinescu am cunoscut-o și sub alt aspect. Ea era în legătură cu organismele de presă din Franța, ziare și redacțiile de știri. Da. Și zice, dumneata, ai venit acum mai proaspăt. Păi zice, noi suntem cam încărcați de treburile astea, să preiei și dumneata o parte din această misiune care o avem noi. Perfect. Și atunci m-a rugat și s-a discutat și cu redacțiile respective, că am devenit un fel de corespondent al știrilor din România pe care le primeam pe diverse căi, la ziarele Le Figaro, Le Quotidien de Paris și L'Aurore, de ziare de dreapta. Și în același timp la agenția France Press, unde foarte repede am fost primit, zice, domnule, la orice oră din zi și din noapte dați-mi telefon și vedem imediat, transmitem știrile. Și în felul ăsta primeam știri fie direct pe care îi le transmiteam și ei, unele care poate că nu le știa, și altele care le primea ea și pe care nu doreau cei de la Europa Liberă să le difuzeze. Și atunci le difuzam pe BBC, unde nu era niciun fel de opreliște în privința asta. Și a fost o colaborare ani și ani de zile. Sigur că, în fine, s-a trecut timpul, mai ne întâlneam la diversele manifestații pe care exilul românesc le făcea în fața ambasadei române împotriva regimului din țară și unde ea transmitea pentru Europa Liberă, eu pentru BBC, și ne puneam oarecum de acord, să spunem, cam același număr de oameni, să nu ne contrazicem. Și era, evident, o colaborare. Pe urmă, aveam anumite inițiative, mai mult sau mai puțin personale, care împreună cu Radu Câmpeanu le aveam în Franța. Și ea ne lua interviuri atunci când am creat acolo prima asociație a foștilor deținuți politici din România. A fost creată la Paris. Și sigur că ea a difuzat acest lucru. Pe urmă, mai e ceva, adică vorbind oarecum între colegi, am învățat și eu să vorbesc într-un anumit fel la postul de radio BBC.
Pentru că e foarte ușor să citești un text, dar contează foarte mult și intonația pentru a imprima ascultătorului anumite sentimente. Și asta eram conștient să o facem. Și asta am discutat cu ea. Și am învățat de la ea o serie întreagă de lucruri. Au trecut vremea, a ajuns în ultima fază a vieții ei, a murit. Eu mă aflam la Paris, revenisem în țară din exil și fiind acolo, primul ministru de atunci al României, Călin Popescu Tăriceanu, zice, ești acolo, zice, te rog foarte mult, o să fie o ceremonie la Biserica Română din Paris, în cinstea Monicăi Lobinescu, te rog să reprezinți guvernul român acolo și să aduci urna cu cenușa ei și a lui Virgilie Runca în țară. Am asistat la ceremonie unde ea, ca și Virgilie Runca, n-au dorit să se spună, să se facă cuvântări, să se vorbească despre ei acolo. Și am venit în țară cu aceste două urne. A fost trimis un avion special, am venit cu el. Și pe urmă, direct de la aeroport, a fost o ceremonie la Ateneul Român din București, unde s-a evocat Monica Lovinescu și tot ce a fost și la care a participat aproape întregul guvern ca și președintele de atunci al României. Sigur că am și o serie de un fel de emoție personală pentru că ne-am cunoscut și am colaborat foarte bine și discutam anumite lucruri, ce trebuie neapărat spus sau ce nu e foarte important și n-are rost să irosim minutele de emisiune. Și am rămas foarte uniți împreună până când ea s-a stins din viață. Vă mulțumesc pentru atenție.